În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veți afla un om ducând un ulcior cu apă și îi veți spune: stăpânul va prăzmi paștele în casa ta. Iubiți credincioși, la prima vedere, dacă nu cunoaștem datele problemei, putem să spunem că ucenicii au fost trimiși în cetate de către Mântuitorul ca să se întâlnească cu cineva aleatoriu. De unde să știe ei care e omul acela care ducea ulciorul cu apă? E bine, foarte simplu. Bărbații cărau apă cu burduful și femeile cu ulciorul. Atunci când se inversau lucrurile, imediat știai că este vorba de ceva care nu are să însemne un lucru obișnuit. Înseamnă că Hristos ne trimite deja într-o lume a neobișnuitului, într-o lume a inversării rolurilor, într-o lume care ne arată că ceea ce credem noi oamenii că trebuie să facă celălalt nu este chiar așa. Am vorbit de foarte multe ori în joia din săptămâna patimilor despre una, despre alta, dar astăzi am să vorbesc despre un lucru pe care îl întâlnim și noi astăzi. Atunci când trebuie să facem ceva, imediat, dacă lucrul acela nu este comod, dacă lucrul acela este mai solicitant și ne reține mai mult timp, imediat punem mâna pe fișa postului. Să vedem, lucrul ăsta trebuie să-l fac eu? Poate că nu. Și atunci, găsind în fișa postului o cât de mică virgulă care să ne arate că nu noi trebuia să facem sau e posibil ca și altcineva să facă, bineînțeles că strigăm: Evrica, am descoperit, nu e treaba mea. Ei, tocmai despre asta vreau să vă spun în câteva cuvinte. Este treaba noastră. Am găsit, va să zică, pe cale un bărbat care ducea sarcina unei femei. Asta înseamnă că trebuie să învățăm de ambele părți. Vin și acum fete care îmi spun că așteaptă invitații, așteaptă mărturisiri din partea celuilalt, așteaptă flori, așteaptă lucruri pe care ele le știu că sunt în fișa postului băiatului din moși strămoși. Și atunci confundă lucrurile. Și eu le spun: a, aștepți, da, o să aștepți mult și bine. De ce? Pentru că lucrurile nu mai stau așa cum știi tu. Lucrurile s-au îmbunătățit de bună vreme, de bună seamă, s-au îmbunătățit pentru că s-au amestecat lucrurile. Și să vă spun în ce sens s-au amestecat. Ca să vă spun un lucru din interior, că nu pot să vă dau exemple așa din exterior, după stradă. Eu, printre alte lucruri cu care am cucerit-o pe viitoarea și actuala mea soție, prin anii 80, a fost că atunci când i-am făcut o vizită fratelui meu, a venit și ea și după ce a mâncat, cel care spăla vasele a fost eu. Și care a spălat și aragazul care era unui student, vă imaginați, fratele meu era student și la seral și n-avea timp de nimic și l-am spălat tot eu, dar să nu credeți că am spălat ca să fac impresie, nu, așa făceam eu, așa aș face și acum dacă aș avea timp. Vă dau cuvântul meu, să nu credeți că nu pot să vă zic altceva. Și ea a văzut că eu fac lucrurile acestea și a crezut că eu vreau să o impresionez, dar mi-a mărturisit foarte, foarte cinstit. Zice: nu ai fi reușit să speli așa de bine dacă numai gândul să mă impresionezi pe mine te-ar fi trimis să faci așa ceva. Ea avea ochiul de profesionist, nu era. Dar zice: am văzut că într-adevăr lucrurile au rămas curate. Nu le-ai făcut așa numai ca să aplaud eu și să cred: băi, gata, am pus mâna pe unul adevărat. Nu. V-am mărturisit că acum, dacă aș avea timp, și din când în când mai am timp,
măcar de o ceașcă de cafea, de spăla niște geamuri, mai am timp. De întins perdeile, nicio problemă. Chiar ieri eram într-o mare dilemă. Eram cu mașina de tuns gazon și mă gândeam așa, în nebunia mea întotdeauna mă raportez la tot ceea ce fac. Și zic, bă, da, gazonul ăsta nu cumva este nedrept într-un fel, adică îi lipsește de duhovnic pe vreo 20-30 dintre fiii mei. După aia mi-am răspuns tot eu. E un dialog așa nebun, dar e dialogul țin foarte mult și de asta vă spun și de asta acum. Dar m-am gândit, trebuie să fiu cumpătat în toate. Poate că trebuie să fac o pauză și din discuțiile cu fiii mei duhovnicești, să spovedesc și gazonul ăla. Pentru că mi-am făcut zilele așa la rând și aș mai fi putut să fac lucrul acesta de azi într-o săptămână. Nu vă zic de ce, că bămiți. Nu mă apucam chiar în ziua de Paște sau a doua sau de azi. Și atunci m-am gândit că el deja avea o înălțime de 12 cm și cu soarele și cu ploaia care o să fie zilele următoare, să nu credeți că scăpăm de ploaie, va crește cel puțin 5 cm, 6 și începe să se acopere rădăcinile și într-o săptămână începe să se îngălbenească. Și atunci ar fi fost nedrept să-l las nespovedit, adică nepieptănat. Și m-am dus frumos și am spovedit împreună. Eu cu zeitoarea mea pe lângă mine și m-am bucurat tare mult că am făcut un lucru pe care cred că, nu așa dacă mă cunoașteți prea în amănunt, vă dați seama cam ce făceam eu. În sensul că mă bucuram ca un copil de mirosul acela de gazon proaspăt cosit. Bă, n-aveam eu coasă de aia să se audă hârși în spatele meu, că nu știu să o folosesc și nici n-am loc în grădinița mea acolo să o folosesc. Dar bucuria de a face ceva altfel și de a spovedi altfel, de a face ceea ce crede lumea că fac numai câteodată, eu fac mereu. Și când am tuns gazonul, am spovedit, așa cum am spus, am slujit și de asta am venit să vă spun că fișa postului nostru este într-o continuă schimbare. Diferența între oamenii de succes și ceilalți o face tocmai acceptarea actului adițional la fișa postului. Și înțelegând lucrul acesta, deja începem să avem o altă relație cu ceilalți. Atunci când vei să intri într-un dialog cu celălalt, să te pui în locul lui. Să iei puțin fișa postului, dar nu se o dai pata. Că altfel înseamnă, știți cum e, mănâncă cei doi copii pe băncuță și la un moment dat băiatul mai are decât foarte puțin. Ce, acum vrei să faci în schimb? Nu e chiar așa să faci în schimb de fișa postului, că nu merge. Și mă gândeam la un lucru. S-a întâmplat acum vreo 3-4 zile să o găsesc pe soție foarte, foarte tulburată. Zic, au, dar ce e? Băi, e săptămâna patimilor, dar nici chiar așa, trebuie să se vadă. Și zice, am încurcat-o. De ce? Uite ce scrie aici. Între 7 și 9 iulie se ține Untold la noi pe plajă. Noi mai avem până la plajă fix 10 metri jumate. E adevărat că e o prăpastie de vreo 5 metri, dar nu contează. Parcarea tot acolo este. Și acum stau și mă gândesc, mă, dar zic, ții neapărat ca acele 3 zile să însemne 3 luni? Cum adică? Păi zic, deja ai introdus doliu în casă, de acum până pe 7-9 iulie. Zic, în afară de faptul că noi între 1 și 8 iulie suntem plecați, zice, da, dar mai e o zi, oare? Și zic, ziua aia, acum vrei să o pisezi ca să... Zic, stai mă puțin. Zic, uite cum gândesc eu. Da, bine, întotdeauna eu gândesc în partea cealaltă. Și nu e bine, dar vă spun și la cum gândesc eu. În primul rând, până pe 7-9 iulie, mai e destul timp încât să se răzvrătească cei de la ISU, să-și dea seama că peninsula noastră nu are decât o intrare și aceeași ieșire și n-au unde să vină salvarea, pompieri și așa mai departe. E o zonă blocabilă
E posibil să nu le dea aprobare, cum de altminte de 5 ani de zile această aprobare nu se dă. Asta e prima liniștire pentru ea, dar pentru mine nu e liniștire. Asta am zis-o așa ca să... Știți cum, până îți vine altă idee, trebuie celălalt să înțeleagă faptul că e pe drum bun. Și să o descrețesc puțin. Bă, nimic. Bă, nimic. Problema a fost următoarea. Zic, bă, da, bun, asta nu mi-a ieșit. Mă, mai stăm o zi în plus. Și venim după aia, zice, și după aia știi ce găsim aici. Avea la toate câte o replică și nu vreau acum să vă opărez, Doamne ferește, i-am spus și în față, dar mă rog, o să-i spun diseară că acest dialog a fost demascat în fața dumneavoastră, ca să vă învăț câte ceva, să gândiți frumos până la capăt, că putea să mă dea și pe mine înapoi atâtea replici și mă rog. Și zic, uite, mai rămânem cu... Da, dar ce o să găsim aici? Păi, lasă, până la urmă, hai, am aruncat în luptă ultimile torpile, care știam că nici măcar ca fumigene nu sunt bune, dar pentru conștiința mea așa, i-am zis altceva. Auzi, dar cât ziceai că vin? 150.000. Zic, băi, 150.000, cred că nu o să împărtășesc eu decât în câțiva ani de zile. Zic, gândește-te la câtă bucurie pot emana oamenii ăștia. În felul lor. Bă, dacă altul se bucură de 525 de decibeli, dar e bucurie sinceră, îi cunosc pe oamenii ăștia, să știți, nu sunt departe de... Așa, cât eu, dacă îi deșurubesc din sistem, fiecare este bun în felul lui și de îmbrățișat. Numai când se adună mulți, atunci e mai greu. Și zic, dar la bucuria ăstor 150.000 de oameni care ne ridică într-un fel toată zona asta noastră, te-ai gândit vreodată? Asta că se-ați povești. Nu zic, eu numai așa gândesc. Pentru că eu vreau să mă gândesc acum la bucuria lor. Bine, în spate mă gândesc că poate îmi dă Dumnezeu și bucuria mea, adică să-mi le dea voie. Mă spovedesc că e tot în săptămâna în față. Mă spovedesc, nu, asta e problema. Dar este foarte important să gândim și în locul celuilalt dacă vrem să dăm verdicte corecte. Dacă ne gândim numai în dreptul nostru, cu siguranță că are toată lumea de pierdut. Dacă ne gândim numai în mod egoist la ceea ce ne-ar fi nouă bine, n-am face altceva decât să ținem un post, să vină o sărbătoare, să mai mergem mai departe, să mai ținem un post, iar mai vine o sărbătoare. Și ce am făcut? A trecut pe lângă noi viața degeaba. Noi trebuie să ne transformăm. Ce vrea Hristos astăzi să ne spună? Măi, duceți-vă și o să știți despre cine e vorba. Cum vreți să știm cine e trimis de Dumnezeu și cine nu? Dacă nu știm, ca în mintea noastră, să învârtim sensul fișei postului, așa cum am spus. Cum vreți să știm noi care este omul care are nevoie de ajutor, care este omul care are nevoie de noi, care este omul care, până la urmă, să zicem și pe asta, poate să ne ajute pe noi mai mult dacă nu știm să urmăm ceea ce Mântuitorul astăzi ne spune. Când mergea spre patimă, nu mergea la chef, mergea la Antold, ca să zic așa, să rămân în zonă. Mergea spre patimă și atunci ne-a spus că dacă vrem să cunoaștem oamenii care ne sunt asemenea, să-i cunoaștem prin ceea ce fac ei și îi cunoaștem văzându-i că fac ceea ce trebuia să facă altcineva în locul lor. În momentul acesta, cred că începem să ne lămurim că, de fapt, noi ne apropiem de împărăția adevărată. De multe ori, să știți că mă gândesc să vă spun sau să nu vă spun, dar trebuie să vă spun. Eu cred că trăim numai părelnic. În momentul în care vom intra însă în logica împărăției lui Dumnezeu, vom începe să trăim veșnic. Pentru că a trăi veșnic nu este o vorbă, este o realitate. A trăi frumos, așa cum am spus și luni, nu înseamnă să trăim comod. A trăi frumos, iată că astăzi învățăm că înseamnă a trăi în locul celuilalt. A plânge cu cei ce plâng și a ne bucura cu cei ce se bucură. De aceea, să nu mai confundăm, măcar de astăzi încolo, oamenii. Și să credem că
un lucru este făcut pentru cineva și altul este făcut pentru altcineva. Nu. Lucrul făcut de cineva trebuie să fie în preocuparea noastră, astfel încât să cunoaștem omul după lucrarea pe care a făcut-o. Și dacă veți vedea un om care face ceea ce nu se vede pe el că ar avea în fișa postului, acela este omul adevărat. Dacă veți vedea pe un om că adună hârtiile de jos și nu are echipamentul de la Polaris, înseamnă că acela este un om adevărat. N-am nimic, fraților, cu firmele și cu oamenii, dar v-am dat un exemplu ca să știți. Dacă ești măturător și adunător de hârtii, asta e. Nu mai ai niciun merit. Dar dacă faci ceea ce nu este în fișa postului tău, cu siguranță că acel lucru demască faptul că ești de la Dumnezeu. Și dacă ești de la Dumnezeu, trebuie să te cunoască cei care sunt și ei de la Dumnezeu. Iubiți credincioși, în această frumoasă dimineață de joi, să vă intre bine în cap ca să numărați până la Paști zilele. Acum este dimineața zilei de joi. Mâine va fi, pe timpul ăsta, dimineața zilei de vineri. Că altfel vă încurcați în calcule. Toată copilăria mea am fost foarte bulversat cum am înviat Mântuitorul a treia zi, când mie nu ieșeau decât două jumătate. Jumătatea este de dimineață. Pentru că toată slujba zilei liturgice în ortodoxie este numărată după primul verset al Scripturii și a fost seară și a fost dimineață, ziua întâi. Iată că a fost seară și urmează dimineață. Așa se numără zilele la evrei până astăzi. Noi de acum înainte liturgic tot așa le numărăm. De aceea, în această frumoasă dimineață de joi, să înțelegem că dacă vrem să cunoaștem oamenii, trebuie să intrăm în preocupările lor. Și în momentul în care i-am văzut la ei acasă, în preocupările lor, să-i ajutăm să împlinească ceea ce și-au propus și astfel putem să ne cunoaștem și pe noi înșine și să ne cunoaștem adevărata noastră fișă a postului. Așa să ne ajute Dumnezeu.